Guten Tag, bună ziua, prieteni, și bine ați venit la lecția cu numărul 16 din acest curs de învățare limbii germane nivelul A1. În această lecție vom învăța timpul perfect. Das perfect. Și să începem. La prezent avem, bineînțeles, eu cumpăr o înghețată. Ich kaufe ein Eis. Foarte simplu. Eu cumpăr, ich kaufe. O înghețată, ein Eis. La perfect, la timpul trecut, vom avea. Eu am cumpărat o înghețată. În germană vom spune ich habe ein Eis gekauft. Ich habe ein Eis gekauft. Nu vă faceți griji, acest exemplu este doar să vă dați seama despre ce este vorba și cum sună în limba germană. Das perfect se formează cu ajutorul verbelor haben și sein, avea și a fi la timpul prezent la care se adaugă participiul 2 al verbului conjugat. Haben și sein sunt verbe pe care le-am învățat în una din lecțiile anterioare. Pentru a putea folosi corect perfectul compus, trebuie să cunoașteți forma de participiu 2 a verbelor din limba germană. Trebuie să cunoașteți și ce verbe se folosesc cu verbul sein și care se folosesc cu verbul haben. Aceste două lucruri trebuie să le învățați dumneavoastră singuri. Să facem câteva exemple, să vă dați seama despre ce este vorba și cum sună în limba germană. Mama mea a făcut o supă. Meine Mutter hat eine Suppe gemacht. A făcut hat gemacht. Meine Mutter hat eine Suppe gemacht. Am fost ieri la Hamburg. Ich bin gestern nach Hamburg gefahren. Aici observăm că verbul fahren, a conduce sau a merge în limba germană, trecutul perfect se formează cu verbul sein. Vom spune ich bin gestern nach Hamburg gefahren. Tu ai muncit. Du hast gearbeitet. Du hast gearbeitet. Eu am mers. Ich bin gegangen. Ich bin gegangen. Soziea pizza. Meine Frau hat eine Pizza gemacht. A hat gemacht. Hans a citit Hans hat ein Buch gelesen. Hans hat ein Buch gelesen. Eu l'am ajutat. Ich habe ihm geholfen. ich habe ihm geholfen. Cu verbul sein se folosesc pentru a forma perfectul următoarele verbe, cele care indică o schimbare de loc. A merge, gehen, a ajunge, ankommen, a conduce, fahren. Verbele care indică o schimbare de stare, a se trezi, a uște, a crește, au wachsen, a dormi, a muri. Verbele următoare, a rămâne, bleiben, a reuși, Găling, a se întâmpla, gășein, a fi, zain și a deveni, verde. Sunt destul de puține, se pot învăța pe de rost. Acum că ați văzut despre ce este vorba, să vă spun și regulile de formare. Participiul 2 al verbelor regulate se formează în felul următor. Avem G plus baza verbului plus T, după cum ați văzut în exemplele anterioare. Și avem de exemplu verbul a cumpăra, kaufen. La trecut, spunem a cumpărat. În limba germană, hat gekauft. După cum observați, avem g plus baza verbului kauf și teu de care vă spuneam la sfârșit. Hat gekauft. A învăța, lernen. A învățat, hat gelernt. A face mahân. A făcut hat gemacht. Gekauft, gelernt, gemacht. Țineți minte, acestea sunt doar pentru verbele regulate. La verbele care se termină cu d, m, n sau t, la participiu 2 se adaugă un e între baza verbului și t. De exemplu, a răspunde antwortăn este un verb care se termină cu N. La trecut spunem a răspuns. Hat geantwortet. Și observați și "-e"-ul, despre care spuneam că stă între baza verbului și t. Geantwortet. A desena. Zeichnen. Am desenat. Hab gezeichnet. Participiul 2 al verbelor neregulate se formează fără G. Deci nu vom spune la toate verbele G. Trebuie învățate verbele neregulate. Asta este o regulă. Și vom spune în felul următor. A descoperit, de exemplu, entdecken. Am descoperit, habe entdeckt habe entdeckt. Nu vom spune gentdecken. Vom spune entdeckt. Participiul 2 al verbelor care se termină cu ieren se formează de asemenea fără g. Avem doar baza verbului plus t. De exemplu, verbul a fotografia, care în germană se spune fotografieren. Când spunem a fotografiat, vom zice hat fotografiert. Deci baza verbului plus t. fotografiert. Nu ge fotografieren. Aceasta este o greșeală foarte des întâlnită. Să conjugăm un verb la trecut. De exemplu, kaufen, a cumpăra. Ich habe gekauft. Acesta este un verb regulat. Du hast gekauft. Er sie es hat gekauft. Wir haben gekauft. Ihr habt gekauft. Sie haben gekauft. Este foarte simplu. Dacă ați învățat cu jugarea verbului ich habe, a avea, haben, pur și simplu după el, la trecut, puneți gekauft, gelernt. Și așa mai departe. Mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Sper că v-au fost de folos aceste informații și că mă veți urmări în continuare. Cius!